Mă numesc Dumitru Maria, am 58 de ani și am fost îndrumată la Spitalul Pandur la ozonoterapie. Aveam dureri foarte mari de coloană, discopatie, spondiloză cervicală, dureri de picioare. Eram închilozată la pat. Și am fost internată în spital, am făcut antiinflamatoare și mă dureau foarte tare stomacul și ficatul, nu puteam să le mai suport. Vomam și m-am dus disperată. Am auzit, am fost la un spital particular ca să mă operez. Și medicul de acolo, un om foarte cum se cade, mi-a zis: nu trebuie să te operezi, să mergi direct la operație. Încearcă la ozonoterapie, căci am încredere în această instituție. Și am venit la Panduri, la ozonoterapie. Aici am întâlnit niște oameni minunați. Domnul doctor Rafael și doamna asistentă Rodica, niște oameni minunați, cu mână de aur. M-a tratat exact ca pe copilul dumnealor. După 7 ședințe, am început să mă ridic, căci eram închilozată. Mă întorcea cu băiatul meu de pe parte pe cealaltă, nu puteam să mă plec, aveam dureri, dispoziție proastă. Mă apucam să fac un lucru și nu-l terminam. Eram disperată. Și pe lângă înțepăturile care le aveam de ozonoterapie, și am făcut mai multe proceduri. Infiltrații, perfuzii, și mă simt extraordinar de bine. Am făcut 12 ședințe, după cum v-am mai spus, și perfuzii, și infiltrații, și insuflații. Am făcut un tratament complet. Eram disperată și l-am întrebat pe domnul doctor Rafael cum să fac, ce să fac ca să pot să mă simt mai bine, căci eram un om terminat. Și mi-a zis: doamna, aveți încredere în mine, căci eu vă prescriu tratamentul. Dacă vă țineți de tratament și sunteți un om serios, vă prescriu un tratament complet și îl faceți. Și am mers pe mâna dumnealui. Este un om extraordinar. Am făcut 7 perfuzii. 7 perfuzii care nici n-am simțit că le-am făcut. N-am simțit. E ceva de... Eu vă recomand acest spital, această instituție a domnului doctor, căci este formidabil. Mă simt extraordinar de bine.